Bună, bună și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi mi-a sosit o nouă comandă de la farmacie și m-am gândit să vă arăt și vouă ce produse am comandat de data aceasta. Unde sunt pentru mine, la altele pentru alte persoane. Și haideți să vă arăt ce produse am comandat această dată. Eu, una dintre comenzi, cu siguranță voi mai pune una luna aceasta, însă haideți să vă arăt. Până acum nu m-am apucat să vă filmez. Unboxing-uri pentru că le desfăceam direct la serviciu și trebuia să le împart direct, dar astăzi s-a nimerit așa, am zis că nu moare nimeni dacă amânăm o zi să vă pot arăta și vouă. Așadar, am acest produs de la farmacie din gama Brown Sugar cu zahăr brun, fără parabeni, o loțiune de corp. Asta mi-am recumpărat-o pentru mine. Am aici așa două măști de păr dintre astea cu usturoi. Sunt foarte, foarte bune. Una este a mamei mele, una a mea. Așa arată. Sunt super, super bune. Dacă nu le-ați încercat, vi le recomand cu încredere. Ajută foarte mult la păr și îl regenerează. Le ajută să crească și efectiv mie de foarte mult timp nu mi-a crescut părul, însă de când folosesc aceste produse nu am început să-și revină. Tot din gama cu usturoi am aceste două șampoane, unul mare, unul varianta mică. Acestea sunt ale cuiva și le-a comandat. E tot din gama aceea cu usturoi. Aici un fond de ten din gama Stay Matte. Așa arată. Două săpunuri solide pentru mâini. Unul cu arbore de ceai și unul cu gălbenele. Foarte bune. Acesta mai ales cu gălbenele hidratează super, super mâinile. Dacă aveți... Dacă aveți probleme sau cu mâinile uscate sau așa, hidratează foarte bine. Încă un fond de ten. Acesta cred că l-am însă dublat. Nu mai aduc aminte să fie comandat a doua, dar nu e problemă, îl folosim. O pastă de dinți, dintre aceasta pentru albire. E foarte, foarte bună. Un gel de duș dintre acesta cu argan și cafeină. Un săpun lichid, la fel cu ulei de argan și cafeină. Un balsam de rufe dintre acesta bio. E super, super bun. Să știți, miroase genial. E suficient să pun un căpăcel și își face treaba foarte bine. Parfumează super fain și lasă hainele foarte catifelate. Am două spray-uri de corp. Un acesta, un body mist dintre acesta de la Orhidee. E nou apărut de la Crush. Și tot din gamă nouă, acesta cu turmeric și portocală. Acesta l-ați mai văzut la mine. Un ruj dintre acesta mat, care rezistă super, super mult pe buze. Poți să mănânci, poți să bei, poți să faci ce vrei. Și încă un ruj dintre acesta Intense Color. E o nuanță așa mai movulie. Nu vă fac swatch că e pentru cineva și să nu vreau să-i desfac, să-i testez. Și dacă vă interesează, îmi spuneți în comentarii și vă dau codul. Și la această comandă am primit cadou un rimel cu efect 3D. Nu e prima dată când îl folosesc pe acesta, am folosit alte rimeluri de la farmacie, însă acesta încă nu l-am testat și chiar mă bucur că și-a făcut apariția în colecția mea. O să-l testez și o să revin cu siguranță cu review-uri. Am mai primit o mostră
a viitorului parfum, care va fi lansat în catalogul următor, din câte știu. Miroase super bun, deja îl testase la cineva. Și un catalog. Noul catalog care e încă în vigoare până în septembrie. E super drăguț. Îmi place tare mult. Mie îmi plac tare mult produsele Farmasy. Și chiar vi le recomand să le încercați. Cam asta a fost unboxing-ul de la Farmasy. În continuare, să vă invit să rămâneți alături de mine. Va urma un mini unboxing. Am primit ceva de la Yves Rocher, kitul acela de îngrijire, dar haideți că vă arăt tot în acest context, nu mai opresc. Am primit acest kit de la La Roche-Posay, kitul de îngrijire pentru pielea sensibilă lipsită de volum. Și vreau să vă arăt ce mi-au trimis. Am aici un kit de îngrijire pentru fiecare produs, cum se folosește, și mi-a trimis așa o apă micelară, un serum cu acid hialuronic și vitamina B5 și asta, un fond de ten. No? Deci fond de ten n-am mai folosit până acum de la ei. Să vedem. Sunt variante dintre acelea mini. A căzut. Aici e mini serum. Da, să vedem cum arată. Da, e efectiv mini. O să le testez și dacă sunt bune, mi-e plac foarte mult produsele de la Roche-Posay. Aici apa micelară. Și aici mostra de fond de ten. După cum știm, toate produsele de la Roche-Posay sunt testate dermatologic și dragii de ei mi-au dat și un cupon de reducere de 20% pentru următoarea achiziție de la ei. Cam astea au fost mini unboxing-urile. Cel cu Farmasy, vă aștept dacă aveți nelămuriri sau dacă vă interesează să deveniți reprezentant, consultant Farmasy, să luați produsele și voi direct cu reducere, să știți că se merită. Sunt foarte ok, sunt foarte bune produsele. Cam astea a fost. Dacă v-am zis, dacă vă interesează, vă rog să lăsați în comentarii în privat și eu vă voi contacta. Iar pentru produsele de la Roche-Posay, o să revin cu recenzii după ce o să le folosesc. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați și apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată cât postez.